Premierul Iurea Leancă a prezentat joi rezultatele activității guvernului în primele 100 de zile. Prim-ministrul a făcut o trecere în revistă a rezultatelor obținute în domeniile strategice. Bună ziua, stimați ziariști, doamnelor și domnilor! Acum 4 luni, țara noastră era în mijlocul unei crize politice și timp de câteva luni, atenția la nevoile oamenilor a fost trecută pe planul 2. Dar în urma unor negocieri deloc simple, a fost creată o nouă coaliție de guvernare. Atunci când Parlamentul mi-a dat votul de încredere în data de 30 mai, eram determinat să concentrăm efortul echipei guvernamentale asupra problemelor oamenilor, asupra restabilirii încrederii cetățenilor din Republica Moldova în capacitățile guvernării de a se axa plenat pe problemele și necesitățile lor. Pe acest motiv, atunci cu un sentiment de urgență, am stabilit 3 priorități pentru primele 100 de zile de activitate pe care le-am anunțat în data de 12 iunie. Aceste priorități au fost formulate într-o manieră foarte concisă și erau următoarele: extinderea locurilor de muncă, lupta cu corupția și accelerarea parcursului european. Am realizat din start că pentru a atinge rezultate cât mai bune, era crucial să continuăm eforturile guvernului precedent și să ducem la capăt mai multe acțiuni menite să schimbe palpabil viața oamenilor și starea de lucruri din comunități. Am știut că nu vom rezolva toate problemele într-o perioadă atât de scurtă, dar de asemenea am știut că trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru a accelera câteva inițiative importante pentru oameni. Cetățenii trebuiau să cunoască prioritățile guvernului în termeni cât mai clare. Astăzi ajungem la sfârșitul primelor 100 de zile din momentul în care am anunțat prioritățile Cabinetului de Miniștri. Nu intenționez să fac această prezentare într-o manieră triumfalistă. Vă voi spune în ce măsură am îndeplinit ce ne-am propus, dar și acțiunile pe care nu le-am realizat suficient de bine. Voi începe cu locul de muncă. Agenda începea cu acțiuni pentru menținerea și crearea noilor locuri de muncă. Ne-am propus să accelerăm lucrările de reabilitare a 130 de kilometri de drumuri și să asigurăm finanțare pentru reabilitarea altor 370 de kilometri de drumuri începând cu anul viitor. În jur de 500 de oameni iau parte în prezent la lucrările de reparație și construcție a drumurilor. Estimările noastre arată că în 2014, odată cu demararea noilor proiecte, alte 2000 de locuri de muncă vor fi create. Cunoașteți la fel că am semnat în acest sens în luna iunie 2 acorduri de finanțare cu BEI și BERD, acorduri care aș prefera să le numim acorduri de investiție în economia Republicii Moldova. Acestea vor permite reabilitarea 330 km de drumuri începând cu anul viitor. Am promis să oferim granturi pentru ca întreprinderile mici și mijlocii să-și extindă afacerile și să angajeze mai multă forță de muncă. Pot să vă comunic că în total au fost acordate peste 1600 granturi și credite, o mare parte acestora de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. În agricultură au fost acordate subvenții în sumă de 122 de milioane de lei, acestea au atras investiții private adiționale de peste 640 de milioane de lei și subvențiile statului în agricultură au menținut, sublinează acest cuvânt, aproximativ 4220 locuri de muncă la sate și au creat alte 1200 de locuri de muncă. În această perioadă am luat parte la lansarea unor investiții private, cum a fost una în sectorul vitivinicol, care va crea aproape 100 de locuri de muncă într-o singură comunitate. Recentele evoluții în regiune ne-au arătat, din nou, cât de importantă este calitatea produselor moldovenești, dar și competitivitatea acestor produse care va rezulta într-o economie mult mai performantă.
Ca să fim competitivi, avem nevoie de un învățământ vocațional, tehnic, modern, ajustat la necesitățile pieței. Formarea muncitorilor calificați în conformitate cu cerințele pieței necesită instruirea modulară la meserii. Cunoașteți că am avut o discuție detaliată pe tot ce înseamnă reforma educației, de la prima treaptă, terminând cu ultima, și în acest sens o atenție deosebită vom acorda acestei educații vocaționale, astfel încât necesitățile comunității de afaceri, necesitățile în economia reală să fie într-o joncțiune stânsă cu meseriile care se pregătesc astăzi la școlile profesional-tehnice. Și sper că în acest an vom reuși să lansăm cel puțin câteva proiecte pilot împreună cu Ministerul Educației, astfel ca în primăvară, atunci când se vor relansa mai multe activități, inclusiv în domeniul reabilitării drumurilor, să avem mult mai mulți meseriași, muncitori calificați și locurile de muncă care există și vor exista, să-și găsească muncitorii. După cum am promis, am lansat de ziua Independenței construcția gazoductului Iași-Ungheni, un proiect de securitate energetică, de care au mare nevoie cetățenii noștri, dar și economia noastră. Interconectarea conductelor de gază va face posibilă reducerea prețurilor la resurse naturale și la costurile de producție, iar acest fapt va fi absolut benefic pentru competitivitatea economică a Republicii Moldova. Și deși unele media au scris despre faptul că lucrările au fost suspendate, vreau să menționez un singur lucru. Compania care a câștigat licitația și de partea românească, dar și de partea noastră, este o companie cu cea mai bună reputație, o companie austriacă, cu expertiza și experiența necesară în domeniu și nu am niciun dubiu că termenii care au fost fixați în caietul de sarcini va fi respectată de această companie. Concomitent, cu premierul Ponta am convenit să monitorizăm și procesul de construcție a gazoductului, dar și celelalte faze care ne vor permite ca volumele de gaze pe care putem să le importăm din România să fie sau să aibă un rol cât mai important în tot sistemul energetic, inclusiv cel gazier al Republicii Moldova. Și ceea ce mai contează dacă vorbim de independența energetică a Republicii Moldova, împreună cu premierul Ponta, dar și cu comisarul pentru energetică a Uniunii Europene, domnul Oettinger, pentru că pentru prima dată am reușit să stabilim într-o manieră foarte punctuală prioritățile de interconectare, fazele care ne vor permite să realizăm această interconectare, calendarul și costurile necesare, astfel încât iată, acest exercițiu ne va permite să știm, cred că maximum într-o lună, două, cum realizăm acest obiectiv extrem de important. A doua prioritate despre care am vorbit ține de lupta împotriva corupției. E un cancer, cunoaștem foarte bine, care pune la îndoială securitatea națională a Republicii Moldova în diverse domenii, care creează obstacole în calea activității business-ului și care creează o mulțime de probleme în viața cotidiană a cetățenilor noștri. Și, din păcate, fură în cel mai direct mod din potențialul nostru, ca țară în toate domeniile. Economie, sănătate, educație, justiție, administrație. Și din cauza acestui flagel, cei slabi se simt și mai slabi, și mai puțin protejați, și mai neajutorați. Sigur că trebuie să avem, pe de o parte, o anumită răbdare în lupta cu acest fenomen, cu acest flagel, și totodată suntem conștienți că acțiunile anticorupției nu mai pot aștepta. Ne-am angajat să lansăm câteva servicii electronice ce vor crește transparența, vor tăia costurile și rândurile de la ghișee, vor elimina rând pe rând focarele corupției. Pe 12 august, împreună cu Ministerul Justiției și Centrul de Guvernare Electronică, am lansat serviciul e-apostilă. Aproximativ 100.000 de oameni trebuiau anual să facă rânduri la ghișee pentru apostile. Acum acest lucru se face electronic, într-un timp mult mai scurt,
fără necesitatea prezenței fizice la ghișeele Ministerului și, cel mai important, la prețuri mai mici. Cred că ați auzit, am mai spus acest lucru și nu cred că mi-a aparține mie. Computerul nu fură. Deci acest lucru l-am menționat atunci când, câteva zile în urmă, mați, la Orhei, la Biblioteca Publică Raională de acolo, am lansat serviciul de plăți electronice MPay. Oamenii și firmele vor putea plăti de acasă, de la bibliotecă, de la locul de muncă, pentru cele mai solicitate servicii ale instituțiilor statului, cadastru, poliția, oficiul stării civile, registru. Fermierii vor putea cumpăra online mijloacele de identificare a animalelor domestice. Asta va economisi timp și bani, va reduce cozile, dar și interacțiunea cetățenilor cu funcționarii statului. În urma primei ședințe tematice a Guvernului, din 20 iulie, care a pus în discuție constrângerile din mediul de afaceri, am adoptat ieri o hotărâre de Guvern ce prevede circa 90 măsuri legislative și normative pentru înlăturarea acestor constrângeri, îmbunătățirea mediului de afaceri și, concomitent, eliminarea graduală a corupției acolo unde ea există. Și voi menționa doar câteva din aceste măsuri concrete care au un impact inclusiv pe termen scurt în realizarea obiectivelor la care m-am referit. Eliminarea obligativității de deschidere a conturilor bancare temporare și depunerea cel puțin 40% din capitalul social al societății comerciale la etapa înregistrării afacerii. Eliminarea obligativității ștampilei. Simplificarea procedurilor pentru obținerea actelor permisive în construcții. Perfecționarea mecanismelor de acces a acționarilor la documentația societății. Elaborarea obligatorie a analizei de impact regulatoriu pentru toate actele normative în domeniul fiscal și vamal. Perfecționarea procedurii de restituire a TVA, accizelor și plăților excedente ale impozitelor. Dezvoltarea abordărilor bazate pe analiza riscurilor în efectuarea controalelor de stat, inclusiv în domeniul fiscal și vamal. Abrogarea sau modificarea actelor normative contradictorii legii privind concurența. Instruirea obligatorie a judecătorilor în domeniul aplicării legislației fiscale, vamale și în domeniul concurenței. Peste 3 luni, am convenit, vom face o evaluare a modului în care sunt puse toate aceste măsuri, concrete acțiuni în aplicare. Viața e dinamică, decizia și acțiunile respective reflectă ziua de ieri, ziua de astăzi, dar va trebui, bineînțeles, să ne ajustăm la problemele, la dificultățile, la provocările care vor apărea în acest parcurs. Dar evaluarea va avea loc pe o platformă deschisă și accesibilă de comunicare, cu implicarea întreprinderilor autohtone și străine și cu susținerea partenerilor de dezvoltare. În aceste luni am purtat discuții cu partenerii noștri din Suedia în vederea aplicării unui proiect de modernizare a Inspectoratului Fiscal de Stat și consolidarea sa instituțională. Cu susținerea Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, Guvernul își propune să dezvolte resursele umane ale Inspectoratului Fiscal de Stat, să fortifice capacitățile analitice ale instituției, să dezvolte baza metodologică și să transforme instituția din una văzută ca fiind opresivă în una prietenoasă față de contribuabilii onești. În același timp, urmărim o mai mare eficiență în eradicarea evaziunii fiscale. Aceasta ne va permite să colectăm un volum mai mare de taxe și impozite prin extinderea bazei impozabile și nu prin sporirea presiunii fiscale asupra celor care, în mod onest, își fac plățile la stat. Mă bucur să pot să vă anunț acum că acest proiect va fi lansat la începutul lunii octombrie. Cu sprijinul BERD am finalizat pregătirile pentru lansarea Consiliului Economic. Prima ședință a Consiliului va avea loc la fel la începutul lunii octombrie. Dorim să oferim mediului de afaceri libertatea pe care le-am oferit-o cetățenilor cu 4 ani în urmă. Am spus că statul trebuie să devină un partener fidel, onest și previzibil pentru antreprenorii care corespund acestor criterii. Mizăm și pe contribuția Consiliului Economic în acest sens. Lupta cu corupția nu se câștigă imediat. Mai degrabă, aceasta se câștigă pas cu pas,
instituție cu instituție, prin reducerea și eliminarea focarelor de corupție. Cozi la ghișee, reguli ambigue în legislație, proceduri extrem de complicate și inutile. Serviciile electronice nu sunt unicul lucru pe care îl facem pentru a reduce corupția. Vedem în acestea totuși o armă puternică de prevenire a fenomenului, atât de înrădăcinat în administrația noastră. Ne-am obligat să atragem noi oameni în forțele de ocrotire a ordinii publice. Din cele 2300 de locuri vacante în sistemul Ministerului de Interne au fost suplinite în jur de 1300 de locuri de muncă, dintre care 236 femei. În cadrul Inspectoratului Național de Patrulare avem 97 de femei angajate, ceea ce înseamnă deocamdată doar 8,4%. Nu am reușit, spre regret, să dublăm numărul doamnelor și să suplinim toate locurile de muncă, motiv pentru care campania de promovare a angajărilor va continua până la finele anului. Ne-am propus și echiparea Inspectoratului Național de Patrulare cu 1200 de uniforme noi, toate produse în Moldova. 600 de polițiști deja le-au primit, cred că ați observat aceste schimbări în realitățile care ne înconjoară, restul se vor bucura de uniforme în scurt timp. Atragerea tinerilor și a femeilor în rândurile forțelor de menținere a ordinii publice, în combinație cu uniformele noi, înseamnă în primul rând o față nouă a poliției. Vrem ca oamenii să aibă o încredere mai mare în poliție, vrem ca oamenii să solicite ajutorul poliției, oricând le sunt încălcate drepturile, iar poliția să le îndreptățească aceste așteptări. În luna iulie și-a început activitatea grupului de lucru comun, creat dintre Procuratura Generală și Ministerul Justiției, care a finisat proiectul concepției de reformare a Procuraturii. Conceptul care prevede modificarea cadrului legislativ pentru a asigura independența, imparțialitatea și profesionalismul procurorilor urmează să fie supus în scurt timp dezbaterilor publice. Țin să subliniez că președintele grupului de lucru este un reprezentant al societății civile, iar la lucrări au participat și reprezentanții ai comunității de donatori și partenerilor de dezvoltare. În această perioadă a fost finalizat proiectul legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Legea oferă tuturor persoanelor care au fost prejudiciate prin conduita inadecvată a judecătorilor dreptul de a depune sesizări. Procedura prevăzută în proiectul legii va permite excluderea eventualelor abuzuri, având o dublă menire. Orice judecător să poată fi sancționat disciplinar și orice presiuni sau intimidări a judecătorilor privind pornirea unor proceduri disciplinare nefondate să fie imposibile. Eforturile noastre au fost susținute și de partenerii europeni. Am semnat un nou acord de finanțare cu Uniunea Europeană pentru promovarea reformelor din justiție, reforme atât de necesare Republicii Moldova. Și foarte succint voi trece în evidență al treilea pilon al acestui program de 100 de zile, accelerarea parcursului european. Voi începe prin a reitera că Republica Moldova și-a făcut alegerea sa strategică de politică externă și internă acum 4 ani în urmă, în 2009, și această alegere fundamentală se numește integrarea europeană. Noi ne dorim ca cetățenii noștri să se bucure de aceleași drepturi, de aceleași oportunități pe care le au cetățenii europeni, pentru că suntem europeni. Dar dincolo de valori, Europa înseamnă salarii și pensii mai mari, locuri de muncă mai bune, educație și sănătate de calitate, libertatea circulației, justiție corectă, un viitor în afara corupției pentru copiii noștri. În primele 100 de zile ne-am pus două sarcini. Să finalizăm negocierile pe acordul de asociere și acordul de liber schimb. După cum cunoașteți, în iunie am încheiat negocierile începute de guvernul condus de colegul meu, președintele PLDM Vlad Filat. Pe 29 noiembrie urmează să parafăm acordul de asociere împreună cu partea sa integrală, acordul de liber schimb, la reuniunea parteneriatului estic de la Vilnius. Stimați jurnaliști, o să mă întrebați dacă am reușit să facem tot ce ne-am propus în aceste 100 de zile sau nu. Vă voi răspunde foarte sincer,
din păcate, nu am reușit totul. Mi-aș fi dorit să avem un număr mai mare de locuri de muncă, mi-aș fi dorit să fi obținut mai multe rezultate în lupta împotriva corupției, avem nevoie de creștere, de o creștere mult mai convingătoare la investiții, exporturi, salarii, pensii. Cunoașteți că drumul nostru nu a fost presărat cu petale de trandafir. Contextul în care am lucrat în ultimul timp a devenit mult mai complicat, cu mult mai multe provocări. Ați fost și sunteți martori la recentele evoluții, sau am putea să le calificăm drept involuții, pe plan regional. Chiar dacă ne-am onorat principalele angajamente, e clar că mai avem multe de făcut pentru ca cetățenii să aibă de lucru la ei acasă, să nu se ciocnească de funcționari și judecători corupți, să se simtă ca în Europa, în Republica Moldova. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din guvern, din parlament, din societatea civilă, pentru aceste eforturi depuse conjugate. E un început, dar cred că e un început bun și ne vom ține de aceste priorități până la finele mandatului actualului cabinet de miniștri. Vom munci, după cum am spus, și acum 100 de zile, cu un sentiment de urgență pentru a recâștiga încrederea oamenilor în viitorul țării noastre. Vă mulțumesc. La data de 30 mai 2013, guvernul Iurea Leancă a primit votul de încredere acordat de Parlament. Au fost favorabili programului de guvernare și echipei lui Leancă 58 de deputați ai Coaliției pentru Guvernare Pro-Europeană și unii deputați neafiliați. La 31 mai 2013, membrii guvernului au depus jurământul de credință în prezența președintelui Nicolae Timofti.